Bună ziua, dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ediție Finală. Pentru acceptarea și păstrarea credinței este necesară o hotărâre liberă și voluntară. Este afirmația teologului Thomas d'Aquino, care a devenit piatra de temelie a Inchiziției în Evul Mediu Întunecat. Tema acestei serii am intitulat-o Evul Mediu Întunecat al Inchiziției, iar invitatul meu în această seară este profesor universitar dr. Florin Pintescu din partea Facultății de Istorie a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bună seara, dragi telespectatori! Mulțumesc că ați acceptat invitația mea la această temă, oarecum întunecată, să zic așa, ca să parafrazez titlul ei. O temă care s-a uitat a se discuta. Este poate unul din negrele simboluri ale Bisericii Romane din perioada Evului Mediu. O perioadă nu tocmai bună, în care pe perioada câtorva secole Inchiziția a încercat să facă dreptate, dar să facă dreptate într-un alt fel de mod, într-un mod cu totul și cu totul sinistru, folosindu-se de niște precepte specifice și aparate de Sfântul Scaun. Ce este de fapt conceptul de Inchiziție și de ce a fost necesară apariția Inchiziției? Desigur, problemele acestea ce țin de religie, de teologie, sunt în general foarte sensibile. Problema Inchiziției a fost exploatată încă din secolul XVII foarte, foarte, foarte intens. A făcut parte din așa zisa legendă neagră împotriva Spaniei, pusă în circulație de către puterile protestante, în special țările de jos, ceea ce avem astăzi Belgia, Olanda și Luxemburg și Marea Britanie, după ce invicibil la armada a fost distrusă mai mult de furtuni decât de către englezi în 1588, Spania s-a trezit așa dintr-o dată diabolizată și diabolizarea aceasta s-a făcut mai ales prin intermediul Inchiziției, o instituție considerată până astăzi reprobabilă, deci ea există și astăzi, este reorganizată în 1965, Sfântul Oficiu se numea în 1908, Congregația Generală a Bisericii în 1965. Tema exploatată de romancieri, noi cei de vârsta noastră, care l-am citit pe Michel Zevaco cu Cavalerii Pardaian, cu Pardaian și Fausta, Fausta învinsă și așa mai departe. Foarte interesant că operele acestea sunt extrem de gustate de tinerii din Turcia și Iranul zilelor noastre. Astăzi au fost traduse multe ediții. Când ajunge în Pardaian și Fausta, Pardaian, ambasador al lui Henric al IV-lea de Bearnezu la Filip al II-lea, discuții, nu aș putea să fiu regele Franții, cum dumneavoastră, sire, Franța este o țară veselă, la dumneavoastră, oameni ar cu zecile, cu sutile pe ruguri și așa mai departe. Demn de remarcat este faptul, și închid paranteza, că undeva prin 1990-91 s-a făcut o amplă statistică asupra a numai puțin de 40.000 de rechizitori ale unor procese ținute de Inchiziție de-a lungul secolelor și s-a ajuns la concluzia că în cele 40.000 de procese, doar 1,8% din cazuri au fost finalizate cu arderea pe ruga vinovaților, deci în cifre absolute ar fi 720 de persoane din 40.000. Tot atunci
au mers cercetătorii din mediile istorice anglosaxone și au arătat, stai frate, dar și la noi în secolele 16-17, deși eram țări protestante, am ars pe rug mai multe vrăjitoare, absolut, majoritatea cazurilor absolut nevinovate, bietele femei, decât a ars inchiziția în țările romano-catolice. Este binecunoscut cazul vrăjitoarelor din Salem. Este cazul vrăjitoarelor din Salem, desigur că zona aceasta este din Massachusetts, este din lumea nouă, din secolul 17, dar în Europa, dacă luăm pe să zicem pe marele romancier Stefan Zweig, care descrie Geneva în vremea lui Jean Calvin, care impusese o poliție a moravilor, care ardea pe rug pe cei considerați eretici, se arăta că în țările protestante, în secolul, în Germania protestantă, din secolul al XVI-lea, dacă un soț vrea să scape de soție, o acuza că în timpul nopții a avut relații cu diavolul. Era suficient ca cămașa de noapte sau boneta să fie puțin deranjată, soțul opăra, nimeni nu asculta pe viața femeii și era arsă pe rug. Deci, inchiziția este absolut reprobabilă. Absolut reprobabilă în ideea, deși nu ei executau arderile pe rug, a fost patronată mai întâi de dominicani inchiziția, dar o să intrăm treptat în detalii. Autoritățile civile pronunțau pedeapsa asta cu arderea pe rug. Totuși, la început, termenul acesta, inchizitio, în latin ar însemna cercetare, inquirere ar însemna a cerceta. Erau cercetați eretici ăștia în ideea de a fi aduși cumva spre dreapta credință. L-ați citat aici pe Toma d'Aquino, doctorul Angelic, născut la Castelul Rocca Secca din Italia, care a cărui filozofie de a doua parte a secolului al XIX-lea este filozofia oficială a Bisericii Romano-Catolice. Este citat și Augustin, cu fericitul Augustin la noi, Sfântul Augustin la Romano-Catolici, că ar fi fost pentru pedepsirea necruțătoare, inclusiv culoarea vieții a ereticilor, dar se uită că Toma d'Aquino spunea la un moment dat că nu vrem noi să-i ucidem, ci să-i aducem la biserică, nu vrem să-i pedepsim, să le luăm bunurile trecătoare, ci să-i aducem la dreapta credință. Iar la noi Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că condamnarea unui eretic este o greșeală de Ireparabilă, este o greșeală de neiertat. Dar la un moment dat, când apar pasiunile, din secolul al III-lea, încă după Hristos, biserica a trebuit să lupte cu multe erezii. Prin 380, Teodosius al II-lea a dat un decret care interzicea toate cultele păgâne, dar înainte de el, Constantin cel Mare, în 325, primul conciliu ecumenic, sinod ecumenic din Nicea, dacă vreți, spune bazele unei alianțe între tron și altar, și este condamnat arianismul. Vedem că rădăcinile, să zicem așa, acelor tribunale religioase care au funcționat în vestul, în centru și în centrul Europei, sunt mult mai vechi decât secolul al XII-lea, când pe la 1185 se consideră că în mod oficial inchiziția curiei papale, scaunului de la Roma și a
început activitatea. Și totodată Inchiziția mai aplică cuvinte din Biblie și aici este vorba de Evanghelistul Ioan 15:6, care spune: dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Nu care cumva acest aparat sofisticat inchizitorial s-a folosit de anumite precepte biblice și de anumite nume din teologie, da, ca să-și poată apăra. Este vorba despre citări trunchiate, interpretări forțate, este vorba de răstălmăciri, este vorba de... De fapt, Inchiziția a început mai serios să se manifeste în vremea celui mai puternic papă al creștinătății din toate timpurile, care a fost Inocențiu al III-lea, cel care l-are autor moral al reprobabilii Cruciade a IV-a, sfârșită cu căderea Constantinopolului, cu asaltul de pe mare executat de cruciații latini și jefuirea acestei prestigioase metropole a creștinătății, care îl transformă în vasal pe Ioan fără țară al Angliei și îl pune să-i plătească și tribut, 700 de mărci de argint pentru Anglia, 300 de mărci de argint pentru Italia, cu ideea că dacă nu-l ascultă, papa are dreptul să-l depună din funcție. Da, tot Inocențiu al III-lea patronează și începuturile reprobabilii cruciade împotriva ereticilor catari sau albigenzi. O erezie 1209-1229, 20 de ani, această cruciadă cu mari masacre, da? Deși albigenzii sau catarii sunt admirați pentru stoicismul lor, ei aveau o doctrină fenomenală care astăzi ne pune pe gânduri cu desăvârșire. Ei erau influențați de bogomilism, de erezia aceasta din Bulgaria. Așa, pentru cititorul nostru, Lucian Blaga, în Legenda meșterului Manole, la un moment dat introduce următoarea reflecție: dar dacă bunul Dumnezeu și crâncenul Satanael sunt frați, dacă nu fac decât să schimbe între ei obrazele înșelătoare. Desigur, marele nostru poet și filosof și-a permis niște libertăți de interpretare teologică, gen nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei, ceea ce l-a făcut să intre în niște polemici serioase cu părintele Dumitru Stăniloae, polemici pe care, bineînțeles, că părintele Dumitru Stăniloae le-a câștigat. Ei, niște lucruri înfiorătoare susțineau. Toată creația materială este rea. Numai sufletul este bun. Căsătoria este un păcat. Nu recunoșteau patimile lui Iisus Hristos. Nu recunoșteau cele 7 taine ale bisericii. Nu recunoșteau existența raiului, a iadului, a purgatoriului. Erau organizați în două grade ierarhice, perfecții, cei care renunțau la căsătorii, la orice fel de plăcere, și adepții de rând. Orașul cetate, extrem de fortificat și astăzi, Carcassonne, a fost din Franța, a fost un centru al rezistenței albigenze sau catare. La un moment dat, paranteză, este o mare carte de istorie a mentalităților, scrisă de Emmanuel Leroy la Durie,
se numește Montaiu, sat occitan, între 1294-1324, este tradusă și la noi în Biblioteca de Artă, două volume. Toată cartea aceasta, care a apărut pentru prima dată în Franța în 1975, se bazează pe anchetele pe care le face un inchizitor papal, viitorul papă Benedict al XII-lea, în acest Montaiu, care era un sat de vreo 250 de locuitori. Ne povestea foarte multe domnul Alexandru Florin Platon despre cartea aceasta, pe care el o citise în franceză, apoi a apărut și în română. Da, ce gândeau oamenii despre credință, despre Iisus Hristos, despre sfinți, despre îngeri, și în contextul în care lumea era iliterată, nu știa să citească și slujbele erau în limba latină, vă dați seama ce putea ieși de acolo. Ce a pățit beata Jeanne d'Arc, o victimă a Inchiziției, Fecioara din Orlean. Fecioara din Orlean, ea nu știa limba latină, întrebările erau puse în limba latină, 70 de întrebări. Ea răspundea în franceză, traducerea era cum era, la început au iertat-o, după aceea ea a reînceput, s-a îmbărcat din nou haine bărbătești, asta era un păcat mare pentru acele timpuri. În cele din urmă au condamnat-o și au ars-o pe rug. A fost un proces politic, ca în orice proces politic nu contează ce ai făcut, cu oricum tot ești vinovat și pedepsit. Dar după 20 de ani de la moartea ei, papalitatea a redeschis procesul și a declarat-o nevinovată, iar acum este sanctificată. Este sărbătorită în calendarul romano-catolic pe 30 mai. Ioana este d'Arc considerată sfântă. Deci când apar interpretările forțate, când apar citările trunchiate, nenorocirea bate la ușă. Bate la ușă. Începând cu secolul XII, domnule profesor, au loc adevărate pogromuri împotriva evreilor. Așa este. Așa este. Chiar și mai înainte, de pildă, prima cruceadă în 1096-99 a fost plină de pogromuri împotriva evreilor. Mii de evrei au fost uciși în orașele Europei cu acuzații aberante, fenomenale, că practică omoruri rituale asupra copilor creștini. Erau creștinism dacă nu erau uciși. Dacă nu erau unecați sau uciși în chinuri. Iar din secolul al XII-lea, bineînțeles, pogromurile astea sunt și în Franța, și în Germania, sunt și în Spania, dar atenție, nu în Spania care încă era controlată parțial de către mauri, ci în Spania eliberată de către creștini, ultimul teritoriu creștin arab, maur din Spania, fiind eliberat, Emiratul de Granada fiind eliberat în 1492 de către Ferdinand de Castilia și Isabela de Invers, Ferdinand de Aragon și Isabela de Castilia. Era suficient o minimă declarație ca acel individ sau individă să fie condamnată de erezie și... Așa este, depinde, au fost cazuri și cazuri, depinde de părintele inchizitor. Un exemplu care n-am citit, dacă la un evreu sâmbăta, când este sabatul, nu ieșea fum pe hornul casei, imediat era părât și atunci era ridicat de la domiciliu și anchetat. Așa este, aceștia erau maranos, falși convertiți, da. Și ziua sfântă la evrei este sâmbăta, după cum ziua sfântă la musulmani este vinerea și la noi la creștini este duminica. Și se încerca o glumă, dar nu-i chiar glumă, un ministru spaniol a propus reducerea săptămânii de lucru la 4 zile, să fie
zi liberă și vinerea și sâmbătă și duminica. Iar o autor musulman a spus, da, domne, este clar de ce s-a propus acest lucru. Vinerea e ziua noastră sfântă, sâmbătă este a evreilor și duminica a creștinilor. Da, să știți că în Comisia Europeană se discută despre 4 zile lucrătoare pe săptămână. Așa că nu-i departe ideea. Nu-i departe, dar depinde cum o vom duce noi. Dacă nu vom fi înlocuiți de roboți, treptat și așa exact. Mai departe. Câte tipuri de inchiziție sunt, domnule profesor? Sunt mai multe tipuri de inchiziție. Este inchiziția bisericească a scaunului papal, care, v-am spus, ultima dată a fost reorganizată în 1965, dar, slavă Domnului, nu mai sunt autodafeuri, manifestări de credință, care de la penitență puteau conduce până la arderea pe rug. Atunci sufletul era purificat. Ca o paranteză, nu se poate spune holocaust? Arderea de tot? Nu se poate spune, este prea mult, că totuși inchiziția asta nu s-a manifestat împotriva unui singur popor, cum a fost cazul împotriva evreilor. Au avut inchiziții și spanioli, apropo de Ferdinand de Aragon și Isabela de Castilea, în 1478 am avut începuturile inchiziției spaniole, care după 1492 a fost o adevărată nenorocire, o adevărată plagă pentru Spania, în contextul în care atunci a fost dat celebru edict de la Alhambra, Palatul Regilor Mauri, în conformitate cu care evrei ori se botezau, treceau la creștinism, ori trebuiau să emigreze. Și se spune că o delegație importantă de notabili evrei a venit la cei doi regi și le-a propus o sumă mare de bani doar pentru a-i determina să nu aplice acest decret, și atunci ar fi apărut un înalt oficial al justiției, al inchiziției, da, care a aruncat o pungă cu 30 de arginți pe masă, clar, Iuda Iscarioteanu, un exemplu care l-a vândut pe Iisus Hristos pentru 30 de arginți, de educați. Și i-a spus, băi, da, voi ce faceți? Și atunci regii au trebuit să pună în aplicare acest edict. Sunt fel de fel de cifre spuse, 800 de mii de evrei care au trebuit să plece. Evreii înșiși, conducătorul acelei delegații, a spus că cam 300 de mii au părăsit Spania. Cercetările moderne spun însă că da, cam 40 de mii de evrei au părăsit Spania din cei circa 80 de mii de evrei. Și bineînțeles, plecarea evreilor spanioli spre Franța sau spre nordul Africii a sărăcit economia Spaniei, a limitat negoțurile și meșteșugurile și, bineînțeles, i-au cauzat pierderi economice fenomenale, așa cum s-a întâmplat mult mai târziu. Peste vreo 200 de ani, în vremea lui Ludovic al XIV-lea, cu edictele sale de la împotriva hugenoților, când aceștia au trebuit, protestanții, au trebuit să părăsească Franța, iar ei erau foarte buni oameni de afaceri, negustori, meșteșugari, oameni întreprinși, și Franța a intrat într-un fel de degringoladă economică după plecarea acestora. Desigur că Biserica Romano-Catolică vrea să o sanctifice de multă vreme pe Isabela de Castilea, care postea foarte aspru, se îmbrăca în pânză de sac în momentul marilor sărbători, dar datorită faptului că a fost părtaș la decretul de la Alhambra din 1492, finalizat cu expulzarea evreilor, cercurile evreiești se împotrivesc la această sanctificare.
În acea parte a Spaniei, în Portugalia, populațiile evrei se numesc populații sefarde. Da, există două tipuri de evrei, evrei din vestul Europei, evrei sefarzi, care sunt adevărați urmași ai celor 12 triburi ale lui Israel. Spre deosebire, dar ei sunt puțini în lume, spre deosebire de evrei din răsăritul Europei, evrei așchenazi, care sunt mult mai numeroși, dar ei sunt urmașii noi evreilor biblici, ci sunt urmașii cazarilor, o populație de neam turcic care a constituit în zona Mării Caspice un fel de regat tampon între lumea creștină și lumea musulmană. Au dat și un împărat al Bizanțului, Leon Cazarul, au dat și prințese și totul s-a terminat în secolul al 11-lea, când Igor, fiul lui Sviatoslav, cel care a luptat aici în nordul Dunării și a campat trupele în Dobrogea în 1976 și avem descoperiri de tip viking la bisericuțele, la complexul paleorupesur de la Basarab Murfatlare, avem nave de tip scandinav, șerpi, dragon de tip scandinav, să ne înțelegem. Sviatoslav a fost ultimul cneaz de tip viking al Chievului, Vareg. Că Rusia chieveană, acum la care se revendică și rușii și ucrainii, a fost întemeiată de către acești negustori și mercenari varegi, suedezi, mai precis. Iar fiul său Igor distruge statul cazar. Cazarii aceștia pleacă în diaspora, apucaseră să treacă însă la iudaism în estul Europei și majoritatea evreilor din lume sunt urmașii cazarilor. Și de aici cercetătorul Arthur Koestler a scos cartea aceea interesantă al 13-lea trib cazari. Foarte interesantă chiar și bine documentată. Da, e pe izvoare și arabe și grecești și slave. Inchiziția bisericească este cu totul și cu totul aparte față de celelalte tipuri, spaniolă, portugheză, romană. Inchiziția bisericească este poate cea mai bine conturată. Cu siguranță că așa este, datorită faptului că a fost patronată de către uriașa forță spirituală care a fost, este și probabil va fi papalitatea. Păi, inchiziția bisericească, pe lângă faptul că s-a ocupat cu albigenzii sau catarii despre care am vorbit, sau cu alte erezie a valdenzilor, Pierre Valdez, negustor din Lyon, care a lăsat totul și a împărțit totul la săraci și a spus că, și era un om foarte bogat, și spunea că adevărata cale de obținere a mântuirii este sărăcia și apostolul. În 1215 excomunicat, valdenzii excomunicați au rezistat și în secolele al XIV-lea și al XV-lea, în secolele al XVI-lea valdenzii s-au contopit în curentele generale protestante ale vremii. Apoi, în afară de luptele acestea duse împotriva ereticilor, cum erau considerați, inchiziția s-a ocupat, a sprijinit activ și cruciadele împotriva necredincioșilor, iar când apar curentele protestante, începând cu Martin Luther, cu secolul al XVI-lea, cu 1526, inchiziția se implică foarte serios în combaterea protestantismului.
apare în secolul al XVI-lea foarte importanta carte a Inchiziției, în 1558, Index Librorum Prohibitorum, indice al cărților interzise, care spuneau ei, erau împotriva romano-catolicismului. Inchiziția o găsim foarte activă și după ce Ignațiu de Loyola înființează compania lui Isus sau ordinul, societatea lui Isus sau ordinul iezuiților. Inchiziția este la fel de puternică și în bisericească și în secolul 17 și în secolul al 18-lea. Sunt fel de tablouri ale unor artiști celebri care arată autodafeuri de genul ăsta, mărturisit de credință, autodafe, cuvânt, expresie portugheză, fie în Spania, fie în Portugalia, fie în colonii. Inchiziția portugheză a avut o ramură foarte importantă în Brazilia, a Brazilia coroanei portugheze, iar Inchiziția spaniolă a avut o ramură foarte importantă în Biru, în regatul aurului, ceea cum spuneau vechii incași, ceea ce este Peruul zilelor noastre. Putem spune că Inchiziția ca instituție care și-a atras oprobiu public reușește să fie puternică până în vremea lui Napoleon I și până în secolul 19, deceniul al doilea, când încep marile mișcări de eliberare națională în America de Sud, când apar fel de fel de libertadores, de eliberatori în cap cu Simon Bolivar. După aceea, Inchiziția a intrat într-un evident recul și nu și-a mai revenit până în zilele noastre, deși din secolul XVIII Inchiziția nu se mai ocupă în general de curentele astea populare, de contestare a creștinismului. Și era foarte ușor să pice în erezie, neștiind carte, slujbele în limba latină, repet, ce înțelegea lumea și un om răuvoitor putea să te facă să declari orice, să te încurci în declarații. Începând cu 18, Inchiziția s-a ocupat în general de persoanele culte, educate, care emiteau păreri contrare religiei romano-catolice. Și pentru că ați făcut referire la persoane culte, persoane cu un alt grad de educație, cred că ar fi foarte interesant să subliniem personaje istorice care au căzut sub condamnările Inchiziției. Și aici fac referire la Giordano Bruno și la Galileo Galilei. Înainte de ei, un caz tragic a fost Jan Hus, care la fel a fost condamnat ca eretic, precursor al protestantismului, secolul XV, și când l-au ars pe rug, o bătrânică, ca să-și manifesta și ea zelul religios, i-a pus și ea lemne pe rug. Și Jan Hus a spus atunci: o sancta simplicitas. Sfântă simplicitate. Ce să mai spună? Giordano Bruno, bineînțeles că el a fost acuzat foarte iute, că fiind adept al neoplatonismului, susține el o erezie panteistă, în sensul că Dumnezeu se află în toată natura, iar religia oficială creștină susține că Dumnezeu a creat natura, nu îl găsim chiar peste tot în natură, că atunci ajungem îndată de la panteism la animism, la spirite, peste tot. Galileo Galilei era să o pățească, a abjurat la proces teoria sa a
heliocentrică, cu soarele în centrul sistemului nostru solar. Până atunci se mergea pe teoria geocentrică, pământul al lui Ptolemeu, încă din antichitate, pământul în centrul sistemului solar, și ar fi spus el, după ce l-au achitat, e pur si move și totuși se mișcă și totuși se învârte. Am vorbit despre Jeanne d'Arc, o victimă celebră a Inchiziției, care este sfântă, 30 mai, sărbătorită în calendarul romano-catolic, și atâția alții cunoscuți sau necunoscuți. Mai este un model inchizitorial care îi spune memoriam. Acel model prin care un personaj mort ceva vreme este desumat pentru că nu are calitatea de a sta într-un pământ sfânt și din nou este condamnat. Da, aceasta este o damnație, o memorie. S-au întâmplat cazuri când au fost dezgropate schelete și au fost arsi pe rug din nou pentru a fi purificate. Ferească Dumnezeu! La un moment dat intoleranța naște monștri și intoleranța și prostia umană este simultan. De multe ori am spus-o, înaltă cât Everest, tu și adâncă cât groapa Marianelor. Ferească Dumnezeu, mai ales omul motivat religios, dacă îi se întunecă mintea, spune că religia lui e cea mai bună, restul merită să piară, și de aici până la războaiele religioase sau până la crimele înfăptuite în numele religiei, nu este decât un pas. Un nume al eminențelor cenușii din perioada inchizitorială, personaj care făcea parte din Ordinul Dominican, este Tomas de Torquemada. Tomas de Torquemada, celebru inchizitor spaniol, a murit el prin 1494. El are o tristă celebritate în contextul în care condamnat la ardere pe rug 2000 de persoane. El este o tristă celebritate sub acest aspect și numele lui apare în fel de piese dramatice, cărți, poezii, ca simbol al unui fundamentalism religios dus la extrem. Și cum spuneam că Spania a fost încă din secolul 17 prinsă în așa zisa legendă neagră, a fost condamnată mai ales datorită Inchiziției, deși cercetările recente arată că în general procesele în care Inchiziția a folosit tortura, că biserica a fost foarte multă vreme, până în secolul 13, împotriva folosirii torturii, deși autoritățile civile o foloseau, cazurile documentate precis în care biserica, în care Inchiziția a folosit tortura, se numără doar, se cuantifică doar aproximativ la 3%. Și, în general, inchizitorii aceștia, dacă nu erau fanatici religios, se pronunțau cu foarte mare prudență asupra pedepsei capitale. În general, ei doreau să-i aducă spre credința romano-catolică pe eretici și nu să îi ucidă. Însă, repet, când intervenea persoana nepotrivită la locul nepotrivit, se ajungea la 2000 de victime, ca în cazul acestui Torquemada. Torquemada se învârtea foarte bine pe lângă Isabela de Castilia. Da. Aici mi-aduce aminte de un alt personaj răsfățat la o casă imperială, și anume de Rasputin,
care se învârtea pe lângă țarina Alexandra. Pe lângă țarina Alexandra și reușea să vindece crizele de hemofilie ale țareviciului Alexei. Și de aici, fel de fel de malițiozități sau vorbi sau cugetări irreverențioase, niciodată probate că țarina ar fi fost în relații vinovate cu acest călugăr și așa mai departe. Torquemada avea multiple sisteme de tortură. Nu știu, stau și mă gândesc câtă imaginație diabolică aveau inchizitorii. În secolul XIII este definită ca și instituție inchiziție. Da, este vorba de minți bolnave cărora le place să tortureze. Da, torturi. Să nu uităm că și cavalerii templieri au fost supuși torturilor în 1307 a început procesul cavalerilor templieri în care au fost torturați, în care se pare că Filip al IV-lea cel frumos dorea să le ia în primul rând averile, că templierii au fost cei mai și foarte importanți bancheri ai Europei, avant la letră, da, i-au inventat cambia, scrisoarea de schimb. În 1314, când este procesul final, când Jacques de Molay este ars pe rug în Paris, din flăcările și fumul rugului el îi cheamă la judecata lui Dumnezeu peste un an de zile și pe Filip al IV-lea și pe Papa în exercițiu, care chiar au murit peste un an de zile, jocul întâmplării sau pedeapsa divină Dumnezeu știe. Recomand tinerilor din zilele noastre să citească, dacă vor să știe mai mult despre templieri și despre ezoterismul care i-a înconjurat, pendulul lui Foucault al lui Umberto Eco, să citească și romanul Trandafirului ca să afle câte ceva despre ezoterismul medieval. Cum i-a sfârșit inchiziția? Inchiziția, cum am spus, ca instituție care pronunța niște pedepse și autoritățile civile le puneau în practică, i-a sfârșit în Europa post 1815, iar în America Latină, că inchiziția, să înțelegem, a existat doar în țările cu credință predominant romano-catolică, post 1820, după victoria lui Simon Bolivar, în America de Sud, însă ca instituție, inchiziția rămâne până astăzi în picioare, ultimele două reorganizări fiind operate în 1908 și 1965, funcționează pe lângă scaunul papal. Dar din secolul al XIX-lea, când avem stat laic, raționalist în Europa, în primul rând, dar apoi și această formă de guvernare se introduce și în coloniile europene, când statul este separat de biserică sau biserica este separată de stat, nu se mai poate vorbi de un rol al inchiziției. Și atins vreodată scopul inchiziția sau a fost de fapt o luptă cu erezia? Știm că erezia este abaterea la credință. Vedeți dumneavoastră, pentru că când îl întreabă au fost Pontius, și gnostici, au fost și alte, alte religii. Maniheismul, de pildă, a influențat religia aceasta persoană, a influențat și bogomilismul și a influențat și catarismul. Pontius Pilatus îl întreabă pe Iisus Hristos ce este adevărul. Greu de răspuns la această întrebare dacă nu ești un om religios, calea, adevărul și viața. Altminteri, adevărul este o speculație mai mult sau mai puțin filosofică, adevărul absolut. Iar adevărul absolut, de fapt, este o speculație regăsibilă numai în sfera teologiei și religiei.
Nu cred că Inchiziția și-a atins scopul, dacă s-a gândit vreodată cu seriozitate că va pune capăt ereziilor, așa cum erau înțelese ereziile. Deoarece, începând cu secolul al XVI-lea, asistăm la un fenomen de desacralizare generalizată în vestul și în centrul Europei, fenomen care continuă până în zilele noastre. După atâtea autodafeuri care aceste mărturisiri de credință de regulă acum în limbajul comun înseamnă arderi pe rug, dar puteau fi și penitențe, puteau fi și autoflagerări, puteau fi mai multe lucruri, că Inchiziția nu pronunța patru tipuri de pedepse, de la cele ușoare până la cele foarte grave. Cea foarte gravă era arderea pe rug, iar pedepsele categoria a treia vizau închisoarea. Două tipuri de închisoare, unde exista o anumită libertate și altul unde nu prea exista o libertate, era un regim mai strict. Deci atâția liberi cugetători sunt în Europa și astăzi societatea europeană, vest-europeană, central-europeană este atât de desacralizată încât putem spune că Inchiziția nu și-a atins scopul. Dacă, repet, s-a gândit vreodată cu seriozitate că poate elimina ereziile. Avea șansa un condamnat să scape de o condamnare? Acum, în ceea ce privește procesele inchiziției, era părintele inchizitor, erau martorii și era grefierul sau notarul care nota mărturisirile. În general, dacă, episcopi numiți. Dacă de la început recunoștea omul, făcea penitență, nu era nimic. Mai o flagelare, mai o amendă și scăpa. Nu se mergea pe ideea aceasta că gata, l-am prins pe om în mână, trebuie să-l punem pe rug. În orice caz, din punctul meu de vedere, Inchiziția a avut un rol manipulator fantastic, care a reușit să spele pe creier oameni de toate vârstele. Absolut. Apropo, cei martorii minciunoși care se dovediseră că vreau să-i înfundi niște oameni nevinovați, trebuiau să poarte pe haine, iar dovediți că sunt minciunoși, că au venit cu acuzații nedrepte, trebuiau să poarte pe haine niște fâșii roșii, iar cei care ieșeau într-un proces de inchiziție scăpau, dar nu era prea clar, adică erau un fel de eretici pocăiți, li se coseau pe veșminte niște cruci galbene care la fel puteau să atragă oprobiul fanaticilor religioși. Vedeți crucea galbenă sau steaua lui David mai târziu. Aplicată Maghen Davidul pe hainele evreilor. În arhivele Cetății Vaticanului se află puse pe rafturi procesele înscrise în documente din acea perioadă. Și-a cerut vreodată Vaticanul iertare față de perioada aceasta funestă? Vaticanul și-a cerut iertare, și-a cerut iertare și față de persecuțiile contra valdenților, și-a cerut iertare și față de persecuțiile contra catarilor. Celebra frază spusă la începutul cruciadei împotriva albigenzilor sau catarilor era un orășel de undeva din Franța și nu era făcută distinția între eretici și credincioși, cei care credeau în creștinismul oficial al bisericii. Și atunci comandantul corpului expediționar l-a spus, omorâți-i pe toți, Dumnezeu îi va alege pe ai săi. Expresia aceasta este pusă și în gura ducelui de Alba, celebrul comandant militar spaniol în
din timpul revoltei antispaniole a țărilor de jos de la sfârșitul secolului al XVI-lea sau în Carcasonul de care am mai povestit spre finalul Cruciadei. Sunt prinși 500 de eretici catari, 400 sunt spânzurați, sunt găsiți, fug ei din oraș, dar sunt prinși, spânzurați, 100 sunt lăsați să plece dezbrăcați la pielea goală, ducându-și doar păcatele cu ei, conform expresii consacrate. S-au petrecut cruzimi inimaginabile, ce să mai povestim. Vorba unui deținut ucrainean din arhipelagul Gulab al lui Solzhenitsyn Prohorov. Interesant, fusese un șef de colhoz, de CAP, care fusese închis de bolșevici deoarece ținea cu poporul. Și deși scăpase de la moarte în vremea nazismului pe conducătorii, pe membrii colhozului respectiv, în sfârșit. Iar Prohorov, printre altele, spunea așa: omul nu-i diavol, dar nici nu te lasă să trăiești. Da, corect. Istoria este ciclică, domnule profesor, și dacă în evul mediu am asistat la Inchiziție, în secolul 19 și 20 vom asista din nou la alte tipuri de inchiziție, mult mai sinistre. Gândiți-vă la Holocaustul de care am pomenit împotriva evreilor, 6 milioane de victime, asta nu e lucru de șagă. Gândiți-vă la, să numim tot, Holocaust împotriva romilor. Gândiți-vă armenii, la crimele lui Stalin. Gândiți-vă la armenii, genocidul împotriva armenilor din timpul primului război mondial efectuat de către turci, cât vor ei să recunoască sau să nu recunoască acest lucru, că multe state nu recunosc pentru a-și păstra relații diplomatice cu Turcia. Gândiți-vă la crimele lui Pol Pot, gândiți-vă la crimele regimului Mao, gândiți-vă la crimele din Coreea de Nord, gândiți-vă la foarte, foarte recent la crimele statului islamic. Da? Inchiziția a fost mic copil pe lângă toate aceste monstruozități. Reiau ideea expusă la începutul emisiunii, după calcule elaborate pe 40.000 de procese ale Inchiziției, din 40.000 doar 720 au fost condamnați la ardere pe rugă. Unii istorici spun că pe medie cam 3 milioane de victime în secolele inchizitoriale au fost. Da, aici nu știu ce să zic de această cifră, fără date statistice precise, mi se pare foarte, foarte, foarte mare. Și mai ales, v-am spus, am adus în discuție alți oameni care spuneau: băi, frate, dar la noi în țările protestante mai multe vrăjitoare au fost arse pe rug decât de către Inchiziția din statele romano-catolice. Așa este. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru participarea noastră la această temă și vă aștept și la alte teme la fel de interesante. Mulțumesc, accept cu mare plăcere această invitație. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim lunea viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii, ediție finală. La revedere și o seară frumoasă!